Вот тут. Вот. Мама. Вот. Salutare! Acum mă aflu într-o parcare subterană care mi-a recomandat-o cineva să intru și mi-a zis dacă am curaj să intru aici. Ca să vă arăt cum e, o să vreau să explorăm parcarea asta subterană, că mi-a zis că e bântuită și așa mai departe, deci nu cred. Ok. Mă, nu văd. Știi care e faza cea mai nasoală? Uite, viața mea! Faza e că habar n-am pe unde să mă întorc. Partea nasoală este că nu mă văd absolut deloc. Mi-am adus aici niște orez pe care va trebui să-l pun pe jos, pentru că mi-a zis ăla să nu mă rătăcesc, pentru că parcarea asta subterană este ca un labirint. Așa că va trebui să pun orezul pe jos, asta ca să știu pe unde să mă întorc înainte. What the fuck? Aici nu-i nimic. Frate, tot aud zgomote, mă jur. Alo? 2? Alestivi. Ok. Wow. Nu merge deschis asta. Mamă, dar câte camere sunt aici? Wow. Alo? Mamă, dar sunt o grămadă de camere. Frate, nu mai îmi dau seama pe unde am venit, mă jur. Alo? Ah, pânză de păianjen! Ai, mamă! Păianjen am intrat, fix în pânză. Da, fix. Deja mi-e foame și nu mai rezist. Mamă, cât de foame mi-este, deja stau aici de o grămadă de timp. Cred că o să-mi petrec seara aici. Am deja 10 minute de când sunt aici. Se aude până și ecoul de la respirația mea. O să iau o pauză că nu mai pot. Nu mai pot. Nu mai știu ce să mai fac. Deja mi-e foame de mor. Nu am absolut nimic de mâncare. Stai. Mi-am adus aminte că mai am orezul ăla. Mai am orezul ăsta. Nu e gătit, dar nu contează. Nu e bun. A trebuit să mă mulțumesc cu ceea ce am. Ok, am nevoie de apă. Trebuie apă, pentru că mâncare avem, dar ne trebuie apă. Continuăm călătoria. Trebuie neapărat să căutăm apă, pentru că nu știu cât timp mai rezist. Credeți-mă, nu știu cât timp mai rezist. Într-un minut nu cred că mai rezist. Ne trebuie apă. Ok. Am găsit încă o țeavă. Aici. Să văd dacă are niște apă.
Nu găsesc apă. Nu mai rezist. Vreau acasă. Mă tot... Vai, mamă, vai. S-a aprins o lumină. Ok. La asta nu mă așteptam, credeți-mă. Ok, cam acesta a fost video și ne-am distrat super tare. Am avut curajul să intru în parcarea subterană vântuită. Din păcate nu am găsit niciun fel de fantomă. Singura fantomă care eram eu de acolo. Așa că dacă mai aveți astfel de episoade, nu uitați să dați un mare like, să distribuiți mai departe și să, bineînțeles, să vă abonați la canal. Dacă mai vreți episoade de genul acesta, cu chestii bântuite și așa mai departe, o să încercăm să explorăm mai multe chestii bântuite. Așa că eu m-am distrat, sper că v-ați distrat și voi și vreau doar să vă mai zic că vă sunteți cei mai tari, cei mai tari de altfel și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!